Elevii sau studenții în funcție de vârstă pot avea un program cu jumătate de normă sau cu normă întreagă. Patronii care angajează tineri și care le respectă contractul de muncă și programul pot primi beneficii din partea statului. Aceștia primesc un stimulent în valoare de 500 de lei care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj proporțional cu timpul lucrat de către elevi și studenți în vacanță. Perioada maximă de acordare a banilor este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorii care pe perioada vacanțelor stabilite potrivit legii încadrează în muncă elevi și studenți beneficiază de un stimulent financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea a indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaș și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, adică 500 de lei, anunță reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, potrivit codului muncii tinerii dobândesc capacitatea de muncă după 16 ani, însă minorii nu pot lucra mai mult de 6 ore pe zi, adică 30 de ore pe săptămână, de asemenea aceștia nu au voie să lucreze noaptea sau ore suplimentare.